În acest video voi discuta despre terapia prin care în anul 2008 am scăpat de o tumoare secretoare la glanda suprarenală care provoca multiple și grave probleme de sănătate și voi prezenta experiența mea în alegerea acestei terapii după un an de suferință, numeroase teste, consultații și tratamente medicale nereușite. Însă, prin intermediul acestei terapii, lucrurile au luat o întorsătură pozitivă pentru mine și sănătatea mea relativ rapid. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine, așadar abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Astăzi sunt în ziua 14 de post cu apă, adică de acum 2 săptămâni, sâmbătă 6 p.m. până astăzi, atât eu cât și soția nu am mâncat nimic, ci doar am băut apă, așa că în acest episod vă cer să fiți mai indulgenți cu mine dacă dau semne de oboseală. Anual, mii de oameni se vindecă de diverse boli, în special de cancer, prin această terapie pe care urmează să vă prezint. Institutul menține o evidență riguroasă a pacienților și statistici privind recuperarea acestora din diferite forme de cancer, având o experiență de 10 de ani în acest domeniu. În anul 2008, cum vă spuneam, m-am confruntat cu probleme de sănătate grave cauzate de o tumoare localizată pe glanda suprarenală, care secreta adrenalină și provoca multiple afecțiuni serioase. Astfel, am decis să apelez la o terapie care implica consumul a 13 sucuri proaspăt obținute din anumite fructe și legume și să urmez o dietă extrem de strictă despre care voi discuta în detaliu în acest episod și în episodul următor. Urmând această terapie, în doar 6 săptămâni am observat că tumoarea a intrat în faza de stagnare, deci s-a oprit din creștere, și într-un interval de 5-6 luni am reușit să scap complet de tumoare și, în plus, am scăpat și de ochelarii de vedere de care am fost dependent timp de 10 ani. De fapt, vederea mi s-a îmbunătățit semnificativ ca efect benefic secundar al terapiei. Majoritatea tratamentelor medicamentoase actuale pentru diverse boli, în special tratamentele cu chimioterapie utilizate în cazul cancerului, aduc cu ele o gamă întreagă de efecte adverse în urma administrării. Multe medicamente au un efect benefic într-o anumită direcție, dar pot afecta și alte aspecte ale sănătății. În contrast cu aceste tratamente chimice, terapia naturistă pe care am urmat-o a adus o serie de efecte benefice și nu am experimentat efecte adverse. Problemele de sănătate pe care le-am întâmpinat păreau inițial a fi legate de inimă, deoarece aveam simptome precum tahicardie, contracții ventriculare premature, palpitații însoțite de senzația de sufocare. În acea perioadă, medicul pe care îl consultam susținea că aceste simptome erau rezultatul anxietății și nu ar fi existat motive de îngrijorare. Cu toate acestea, după ce am schimbat medicul de familie și am fost trimis la specialiști cardiologi, s-a constatat că aveam probleme serioase la inimă. Mi s-a recomandat ablația, un proces prin care anumite zone ale inimii sunt cauterizate în speranța de a restabili circuitele electrice corecte ale inimii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ales să refuz politicos ablația și că nu am permis ca frica să-mi influențeze rațiunea. Cred că tot prin voia lui Dumnezeu s-a produs o serie de sincronicități în acea perioadă când căutam o soluție pentru gravele probleme de sănătate pe care le aveam. Aș dori să vă împărtășesc pe scurt câteva din acestea. În primul rând, am ales să dedic zile de post și rugăciune, fiind convins că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și poate să-mi ofere lumină și să-mi descopere cauza problemelor mele de sănătate. În această perioadă s-a întâmplat, într-o zi, să mă trezesc din senin cu puternice crize de rinichi și am fost nevoit să merg la camera de urgență, unde mi s-a efectuat o tomografie computerizată, CT. Durerile au dispărut de la sine în primele 2 ore petrecute la spital. Rezultatele CT-ului au arătat că aveam o tumoare la glanda suprarenală. Deși aparent faptul că am ajuns la camera de urgență din cauza problemelor renale părea a fi un eșec în urma rugăciunilor și a postului pe care le-am ținut, pentru că de la o problemă am ajuns să am 2 probleme, totuși, prin această criză de rinichi, am descoperit prezența tumorii la glanda suprarenală, de care altfel probabil nu aș fi aflat mult și bine.
Investigațiile ulterioare au confirmat că tumoarea era secretoare de adrenalină, iar problemele de inimă și stările de leșin și sufocare pe care le aveam erau rezultatul dezechilibrelor hormonale cauzate de această tumoare. Ulterior, după ce am urmat un alt post de 3 zile consumând doar apă, am început să primesc din diverse surse aleatorii informații despre o terapie naturistă care susținea că poate vindeca tumorile, cancerul și alte boli, și ce era interesant că persoanele care mi oferau aceste informații, fie prin e-mail, fie prin link-uri, nu știau absolut nimic despre problemele de sănătate cu care eu mă confruntam la acea dată. Punctul culminant a fost spre finalul săptămânii când, în timp ce conduceam mașina spre casă din downtown Chicago, la radio ascultam o biochimistă care povestea exact despre aceeași terapie prin care s-a vindecat. Am început să caut mai multe detalii online și să mă documentez, iar în urma acestor căutări am descoperit documentarele The Beautiful Truth, Minunatul Adevăr, Gerson Miracle, Miracolul Gerson, Dying to Have Known, Dorind să Cunosc, care prezentau cazuri reale de persoane vindecate de cancer prin terapia Gerson. Am achiziționat cărți precum Terapia Gerson, Cenzurat pentru a trata cancerul și alte 4 cărți publicate de Institutul Gerson. Ulterior, am făcut și seminarele Institutului Gerson, unde am primit răspunsuri la unele dintre întrebările mele și am înlăturat unele nedumeriri. Ca un impuls sau o confirmare că terapia Gerson era cea potrivită pentru mine, în seara de duminică, înainte cu exact o zi de a începe această terapie, s-a întâmplat încă o sincronicitate divină, dacă pot să spun așa. Un prieten camionagiu m-a sunat și m-a întrebat dacă îmi plac merele, deoarece a transportat o cantitate de mere dintr-un alt stat la un magazin din Chicago și cei de la recepție i-au refuzat 4 cutii de mere deoarece cutiile de carton erau ușor deteriorate în urma manipulării cu stivuitorul, cu toate că merele în cutie erau intacte puse pe 4 rânduri de cofraje. Omul mi-a spus că suferă de balonare din cauza merilor și nu poate consuma mere, iar dacă nu le doresc, va trebui să le arunce într-un container de gunoi. Spre marea mea uimire, acele 4 cutii conțineau câte 42 de pounds de mere, adică 19 kg fiecare cutie, în total 168 de pounds, deci 76 de kg de mere. Nu am mai primit niciodată în viața mea o cantitate atât de mare de mere, nici înainte de acel moment, nici de atunci încoace. Au venit exact în momentul potrivit. Iată de ce am afirmat că a fost o sincronicitate divină. Pentru că în terapia Gerson este nevoie de 40 de pounds de mere, 18 kg de mere pe săptămână. Adică am primit exact cantitatea de mere necesară pentru o lună complet gratuit. Persoana care mi-a oferit merele nu avea nici o idee că în ziua următoare aveam să încep o terapie care necesita 18 kg de mere pe săptămână. Practic, el a devenit involuntar instrumentul lui Dumnezeu în planul său de vindecare a corpului meu bolnav, dacă pot să spun așa. Astfel, prin încredere, în ziua următoare am început să storc sucuri naturale și am schimbat complet dieta. Și de ce să nu recunosc, această schimbare majoră nu a fost deloc ușoară, mai ales că eu iubeam o mulțime de alimente care în această terapie erau strict interzise. Doresc să menționez că această terapie nu este simplă, ci implică un efort semnificativ, deoarece necesită mult timp pentru pregătirea sucurilor, disciplină și abținere de la alimentele interzise. Cu toate acestea, persoanele care doresc să evite aceste eforturi pot apela la unul dintre institutele Gerson. Pentru cei din Statele Unite, pot suna la Gerson Institute din California, iar clinica lor se află în Tijuana, Mexic, aproape de graniță. Pentru cei din România, există o clinică în Ungaria, iar recent am aflat că au apărut practicanți Gerson și în România. Această terapie a fost dezvoltată de doctorul Max Gerson, iar vindecarea în terapia Gerson se obține prin 2 mijloace. Primul este detoxifierea și al doilea refacerea organismului și a întregului sistem imunitar. Acest lucru restabilește abilitatea organismului de a lupta în mod natural împotriva bolii, așa cum Dumnezeu a intenționat să fie de la început. Deoarece detoxifierea este foarte importantă,
trebuie să fim conștienți de toate sursele de toxine cu care ne confruntăm, începând de la compuși chimici de curățare pe care avem în casă, substanțe de împrospătare a aerului, spray-uri, parfumuri, deodorante, înălbitori cu clor, chimicale de curățat, covoarele, gazele arse de la aragaz, covoarele noi care sunt frecvent toxice, vopselele proaspete, spray-uri pentru insecte, țânțari sau chiar vizitele la magazine chimice cu mirosuri puternice artificiale. Toate acestea trebuie evitate pe durata terapiei. De asemenea, să dați un like este important pentru mine și pentru promovarea canalului meu pe YouTube și acesta este un timp potrivit. În terapia Gerson se recomandă evitarea folosirii cremelor pentru mâini, pentru față și corp, deoarece corpul se detoxifică prin diverse metode, iar transpirația este una dintre ele. Utilizarea antiperspirantelor blochează eliminarea toxinelor prin transpirație și le forțează să revină în sistemul sanguin. Dacă corpul elimină eficient toxinele, transpirația nu ar trebui să aibă miros neplăcut. Este demonstrat că apariția cancerului de sân la femei a fost asociată în unele cazuri cu utilizarea antiperspirantelor. Prin urmare, în terapia Gerson se recomandă evitarea acestor produse. Pasta de dinți cu fluor ar trebui evitată în acest tratament, deoarece fluorul este considerat un compus foarte toxic și nociv. Terapia Gerson nu este eficientă și nu ajută pacienții care consumă alcool sau fumează în timpul acestei terapii. Consumul de alcool poate duce la deteriorarea ficatului chiar și atunci când este consumat în cantități moderate și ocazional. Chiar și un singur pahar de vin poate fi considerat o toxină pentru ficat. Deși vinul roșu conține antioxidanți puternici, există atât de mulți antioxidanți în fructe și în legume, încât singurul argument pozitiv pentru consumul de vin roșu cade în afara discuției. Apropo, v-ați gândit vreodată de ce atunci când cineva este sub influența alcoolului apare senzația de amețeală, amorțire, afectarea vorbirii, afectarea privirii, reflexe întârziate sau judecată afectată? Aceste efecte adverse ale alcoolului apar datorită faptului că globulele roșii, în loc să circule liber și independent una de cealaltă prin sânge, se aglomerează și se organizează în grupuri tip ciorchine, ceea ce le scade capacitatea de a transporta oxigen. Astfel, oamenii sub influența alcoolului se comportă în mod similar celor care suferă de hipoxie, insuficiență de oxigen la creier, pentru că practic asta se întâmplă. În terapia Gerson se urmărește oxigenarea abundentă a întregului organism, deoarece este bine cunoscut faptul că celulele canceroase nu tolerează oxigenul și produc energia prin fermentarea zaharurilor. În prezența abundentă a oxigenului, cancerul nu poate să se mai înmulțească, motiv pentru care tot mai multe clinici utilizează camerele hiperbarice cu oxigen pentru pacienții cu cancer, precum și terapia cu ozon, adică injectarea intravenoasă de ozon, care nu este altceva decât o moleculă formată din 3 atomi de oxigen. Stresul, de asemenea, trebuie evitat în timpul terapiei Gerson, iar medicamentele antidepresive sunt strict interzise. Grăsimile și uleiurile sunt complet interzise, inclusiv uleiul de măsline. Da, ați auzit bine, inclusiv uleiul de măsline. Singura grăsime permisă este uleiul de in presat la rece, care trebuie să fie biologic, organic. Acest ulei nu trebuie încălzit sau folosit la gătit, deoarece devine foarte toxic prin încălzire. Este recomandat să fie păstrat în sticle închise la culoare și să fie consumat în maxim 3 săptămâni după deschidere. Poate fi păstrat la congelator până la 6 luni. Tumorile au nevoie de grăsimi, zahăr și sodiu și de asemenea proteine animale pentru a se dezvolta. Dacă le tăiem sursele de hrană, ele vor dispărea. Un pacient care are cancer nu poate tolera niciun fel de grăsimi, ulei sau proteine animale, motiv pentru care în terapia Gerson sunt eliminate toate produsele de origine animală, inclusiv lapte, ouă, brânză și carne. Este important ca toată mâncarea și sucurile din terapia Gerson să fie preparate cu legume și fructe organice, adică bio, fără să fi fost contaminate cu pesticide sau alte substanțe chimice de tratament. În terapia Gerson trebuie evitate proteinele gătite, deoarece pot produce dereglări celulare. Fructele și legumele congelate nu sunt recomandate, deoarece își pierd structura celulară și pot oxida. Este mai indicat să păstrăm fructele și legumele prin uscare.
În terapia Gerson se recomandă consumul zilnic a 13 pahare de suc proaspăt, care este echivalentul a aproximativ 13 pounds sau 6 kg de legume pe zi, și aceste sucuri asigură o asimilare mai bună a nutrienților. Avocado, ananasul și fructele puternic aromate trebuie evitate în terapia Gerson. De asemenea, castraveții pot crea probleme în combinație cu sucurile din terapie, în special pentru vezica biliară. Mazărea, soia și fasolea sunt interzise, deoarece acestea conțin inhibitori de enzime și pot cauza gaze și diverse probleme digestive. Se permite consumul doar de fasole verde și mazăre verde în terapia Gerson. Este recomandat să se evite germenii alfa-alfa, deoarece nu există suficiente studii care să ateste siguranța lor. Germenii nu conțin aminoacizi complexi și pot conține alcanovenin, o substanță foarte toxică. Germenii produc această toxină pentru a se proteja în faza lor de dezvoltare prematură de viețuitoare și nu sunt destinați consumului uman. Sucul verde din iarba de grâu nu este recomandat în terapia Gerson, deoarece poate cauza probleme digestive care pot întrerupe terapia. În plus, sucul verde din terapia Gerson este considerat mult superior sucului de iarbă din grâu. Proteinele animale sunt complet interzise în terapia Gerson, așa cum am mai amintit. În ultimii 16 ani, cea mai frecventă întrebare pe care oamenii mi-au adresat-o în legătură cu terapia Gerson a fost de unde să obțină ei proteinele. Este important să menționăm că în istoria medicinei nu s-a înregistrat vreun caz în care cineva să fi fost admis la spital din cauza unui deficit de proteine, mai ales în Statele Unite, unde hrana este din abundență. Toate animalele au nevoie de proteine. Întrebarea este de unde elefantul, vaca, girafa își iau proteinele necesare. Din iarbă, bineînțeles. Acestea nu mănâncă nici carne, nici ouă, nici lapte, nici brânză. Apropo de lapte, vă spuneam într-un episod anterior despre cartea Studiul China, care a fost făcută în America, în care o statistică făcută de Administrația Federală de Medicamente și Alimentație din Statele Unite, FDA, în care aceștia au concluzionat că laptele este cel mai cancerigen produs autorizat să se vândă în comerț liber, fără nicio reglementare specială, cum au alte produse cancerigene. Caseina din lapte este o proteină extrem de canceroasă, de aceea laptele și lactatele sunt interzise celor cu cancer. Știu că putem să ne întrebăm, dar bunicii noștri beau lapte toată ziua și nu aveau nimic. Nu vă grăbiți să spuneți asta, pentru că chiar și în satul bunicii mele, bătrânii adesea se plângeau de mari dureri de articulații, dureri de stomac, dureri de spate, iar laptele este cauzator de inflamații și majoritatea consumatorilor de lapte au probleme cu durerile de spate, de oase și încheieturi. Și de asemenea mai au probleme cu aciditatea la stomac. Și nu mulți dintre ei au ajuns să trăiască peste 85 de ani, măcar că omul este creat să trăiască până la 120 de ani. Cei care mor la 60 de ani, să vă gândiți că mor la jumătatea vieții. Chiar și specialiștii în genetică afirmă că ADN-ul omului indică faptul că omul are capacitatea să trăiască 120 de ani, dar nu peste 120 de ani. Poate într-un videoclip viitor am să explic mai multe despre ADN și teoria telomerilor. Suntem singurele mamifere care, după ce au fost înțărcate, continuăm tot restul vieții să bem lapte, dar mai mult nici măcar nu bem lapte de la specia noastră, ci bem lapte de la alte animale. Închipuiți-vă că un vițel dintr-o dată nu mai vrea să bea lapte de la mama sa, vaca, ci merge la o măgăriță să bea lapte de măgăriță, pe motiv că acela ar fi mai bun. Dumnezeu a pus în laptele de mamă, la fiecare specie, elementele necesare pentru dezvoltarea acelei specii, iar laptele de vacă are proteine care nu sunt compatibile cu laptele de mamă la om. Laptele de vacă conține hormon care facilitează o creștere rapidă a vițelului, o multiplicare rapidă celulară, de care noi, odată ce am fost înțărcați, nu mai avem nevoie. Folosind laptele cu astfel de hormon necesar pentru vițel, pentru dezvoltare rapidă, riscăm să dereglăm buna balanță hormonală și să cauzăm multiplicarea necontrolată a celulelor noastre, adică exact ce fac celulele canceroase. Copiii sugari au nevoie de cele mai multe proteine, deoarece în primul an ei cresc foarte repede, triplându-și greutatea, dar noi nu mai vrem să ne triplăm greutatea, corect? Sugarii își iau toate proteinele din laptele de mamă, care conține
1,8% proteine, iar sucul de morcov conține 1,4% proteine, iar cartoful copt conține 1,8% proteine. În concluzie, sucul de morcov are suficiente proteine. Sucurile de morcov consumate în terapia Gerson într-o zi au aproximativ 28 de grame de proteină, iar adăugarea merelor contribuie cu încă 5 grame de proteină zilnic. Aceste proteine vegetale sunt ușor digerabile în comparație cu cele de origine animală. Dacă consumăm doar 3 cartofi pe zi, avem încă 21 de grame de proteină, astfel încât avem asigurate în total aproximativ 54 de grame de proteină pe zi și împreună cu restul alimentelor consumate în terapie ajungem la aproximativ 60-65 de grame de proteine pe zi. Aceste proteine echivalează cu consumul a 4 pulpe de pui zilnic. Așadar, atunci când un medic sugerează pacienților cu cancer să consume mai mult pui sau carne pentru proteină, putem să-i spunem că deja, dacă facem terapia Gerson, avem suficientă proteină în dietă. Persoanele cu cancer se confruntă cu inabilitatea de a procesa normal proteinele, iar dacă cineva sfătuiește pacienții cu cancer să consume carne fiartă pentru proteine, pacientul nu va face altceva decât să-și rănească propriul cancer. Unii recomandă carnea de pasăre ca fiind mai ușoară, dar este bine cunoscut faptul că adesea carnea albă este de fapt mult mai toxică decât carnea roșie, datorită procesului prin care se cresc pui industrial. După primele 6 săptămâni de terapie Gerson se pot consuma lapte de degresat, preferabil de capră sau oaie, sau brânză de vaci, numai dacă sunt degresate și nesărate. Orezul și cerealele sunt inhibatori de enzime și de asemenea sunt dificil de digerat, motiv pentru care sunt eliminate în terapia Gerson, cu excepția orezului brun, permis în unele cazuri în consum moderat. Pâinea trebuie eliminată, precum și glutenul și produsele care conțin făină de grâu și gluten. Singura pâine acceptată este pâinea de secară integrală, maxim o felie și jumătate pe zi și nu poate fi sărată. Trebuie evitat cuptorul cu microunde deoarece acesta schimbă structura moleculară a proteinelor și face mâncarea greu asimilabilă. Codimentele precum scorțișoară, piper, paprică, busuioc, oregano și multe altele sunt interzise deoarece au un conținut de acizi aromatici care interferează cu procesul de vindecare. În această primă parte am făcut o introducere în terapia Gerson, o terapie dovedită în repetate rânduri a fi eficientă în tratarea cancerilor și prin care eu și alte 96 de persoane pe care le cunosc au avut victorii în bătălia cu cancerul atâta timp cât a urmat cu strictețe terapia. V-am prezentat alimente care, deși par sănătoase, trebuiesc evitate de la persoanele care suferă de cancer și, de asemenea, am demontat câteva mituri care încă persistă în școala veche de medicină vis-a-vis de recomandarea cărnii și a brânzeturilor în dieta pacienților cu cancer. În partea a doua vom intra mult mai adânc în această terapie și voi prezenta ce fel de sucuri trebuie să facem, de câte ori să le consumăm, ce alimente vom putea consuma, ce fel de suplimente și ce dozaje vor fi necesare. Nu uitați să dați un like, să distribuiți acest video, să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți încă abonați și astfel vom lărgi această comunitate de oameni pasionați de sănătate și de o alimentație sănătoasă. Aștept în continuare să scrieți comentarii, sugestii, noutăți în domeniul sănătății și mărturii care ne pot ajuta și pe noi când le vom citi. Vă mulțumesc pentru atenție și miile de comentarii și încurajări. Le citesc pe toate. Uneori nu pot să răspund la toate, dar încerc cât pot de mult. Dumnezeu să vă țină sănătoși pe toți. Vă salut, pe curând!